Doamnelor și domnilor, victorie senzațională a lui CSM Focșani în fața lui CSM București, 25-21. Alături de mine este Dalibor Ciutura, antrenorul lui CSM Focșani. Dalibor, cum a fost în această seară? Obosit. Aboseală. Sunt foarte mulțumit. Cum am zis, am dominat 60 minute. Am stat peste CSM București. Și eu cred că e unul de cel mai bun meci care am făcut anul ăsta, în sens că am stat 60 minute și la parale și atac, cu concentrare, cu bucurie. Noi asta ne bucuram de handbal. Tot 16 care a stat pe banca, a muncit, fiecare care a intrat a pus un plus în joc. Și ce să zic, sunt foarte, foarte mulțumit. Care crezi că a fost cheia în această seară a succesului? Actitudine. Actitudine din primul minut, s-a văzut în fața, s-a văzut sânge în ochii, că băieții au vrut o victorie, se dărușește la noștri suporteri care nu cred că a fost mulțumit după meciul cu Constanța, unde nu s-a văzut la repriza a doua. Noi am stat la nivelul unde trebuie și asta e drumul care trebuie să ieșim. Duminică jucăm cu SCM Politehnica Timișoara aici. Trebuie să facem din nou un joc bun și să câștigăm 3 puncte pentru play-off. Mai sunt atâtea etape, dar ne jucăm șansa. E clar că stăm acolo, dar fiecare meci e altă istorie. Cum nu știm, vedem ce se întâmplă cu Didi, nu știu ce s-a întâmplat cu Mușchi. Am nevoie de toți jucătorii, cum știți. Am probleme cu accidentare. Am 5 jucători accidentați, dar nu avem timp să plângem. Vine Timișoara, că e echipa care e un moment bun, dar jocăm acasă și cu ținere de noastre suporte, cred că putem să câștigăm și acest meci. Felicitări, Dalibor, și baftă cu SCM Politehnica Timișoara. Să pregătiți meciul cum trebuie. Mulțumesc. Lângă mine se află antrenorul principal al formației CSM București, Daniel Anca. Domnule Anca, cum a fost în această seară la Focșani? Foarte greu, a fost foarte greu, din toate punctele de vedere. Ce nu credeți că v-a ieșit în această seară? Nu ne-a ieșit jocul colectiv, în primul rând, și în al doilea rând am irosit câteva oportunități de a ne apropia. Credeți că CSM Focșani a jucat în această seară exemplar, senzațional? Dacă au câștigat, au jucat exemplar, excepțional. Nu am ce comenta, au jucat foarte bine. Vă mulțumim și baftă în cupele europene și în acest campionat. Mulțumesc la fel. Doamnelor și domnilor, lângă mine este Bogdan Rață, pivotul lui CSM Focșani. Cum a fost în această seară, Bogdan? Victorie senzațională a CSM-ului Focșani. A fost un meci mai greu decât pare. Meciul l-am câștigat abia în ultimele minute. Am jucat împotriva unei echipe aflată într-o mare formă, după ce s-a calificat în sferturile Challenge Cup. Însă noi ne-am schimbat atitudinea de la ultimele meciuri și am arătat că suntem o echipă puternică și e greu să câștigi la Focșani, când, mai ales când ai acești suporteri și când noi ne mobilizăm atât de bine în apărare. La pauză am condus cu 2 goluri. Cum a fost în repriza a doua? Cum ați simțit jocul din teren? La un moment dat, pe începutul reprizei a doua, am simțit o mică cădere din partea noastră, însă spre norocul nostru ne-am mobilizat și până la urmă, după atâta experiență, atâtea înfrângeri pe final, se pare că ne-a surâs și nouă norocul și am câștigat. Urmează meciul de duminică cu SCM Politehnica Timișoara. Pregătiți meciul cum trebuie și trebuie să câștigăm din nou 3 puncte. Pentru noi nu există altă variantă decât victoria. Ne vom bate până la sfârșit și sper să învingem Timișoara și la sfârșitul campionatului să terminăm în primele 8, așa cum cred eu că merităm. Ați jucat senzațional. Câteva cuvinte despre public în această seară. Publicul a fost senzațional, i-am simțit aproape de noi în seara aceasta. În momentele grele avem nevoie de ei și ei ne-au demonstrat încă o dată că țin la noi și chiar dacă trecem printr-o pasă proastă, ei au fost alături de noi și sperăm să-i mulțumim și să-i bucurăm la sfârșitul campionatului și să petrecem împreună. Felicitări, Bogdan, și baftă cu Politehnica Timișoara. Așteptăm și partida de duminică. Mulțumesc mult! Vă așteptăm la sală!